Hristos a înviat. Mulțumesc domnului Lucian pentru invitația de a vorbi la acest eveniment, nu de lansarea volumului de memorial Iuditei Secula Truța. Un volum care face legătura, să zic așa, între viața omului simplu, între biografie și mare istorie. Nu când rostim cuvântul istorie, și a scris cu litere mari, cu majuscule, ne vin în minte numai marile evenimente, marile personalități, voievozi, domnitori, președinți, războaie, revoluții, și ne gândim mai puțin la oamenii obișnuiți care au luat parte la aceste evenimente. Dar secolul XIX, în care a trăit și a scris Iudita Truța, aduce în prim plan oamenii simpli, nu care participă odată la evenimente, dar mai ales scriu despre ele. Și despre asta este cartea Iuditei Secula Truța, nu care despre povestea ei, dar mai ales povestea familiei și povestea oamenilor din Crăgău care au participat la Revoluția de la 1848-49. Câteva cuvinte despre Revoluție, nu o să mă lungesc, povestea e lungă. Foarte pe scurt, Revoluția începe în martie 1848. Nu la Buda, cuprinde Ungaria, cuprinde Imperiul. Inițial, românii ardeleni, elita românească din Ardeal, aderă la lupta comună a revoluționarilor maghiari împotriva Imperiului, dar curând își dau seama că, de fapt, revoluționarii maghiari, sau mai bine spus, revoluția, nu? Ungurii doreau refacerea Ungariei medievale, a regatului maghiar medieval și, implicit, Transilvania să redevină partea Ungariei. Evident, elita românească și românii din Ardeal se opun, au loc marile adunări de la Blaj, prima dintre ele chiar în Duminica Tomii, nu? Astăzi ne aflăm în Duminica Tomii, în 1848, apoi adunarea din mai, din septembrie, de la Blaj, în care românii iau atitudine. În primul rând, trei mari au fost obiectivele Revoluției Românești. Odată, refuzul sau manifestarea explicită a refuzului unirii Transilvaniei cu Ungaria, nu? Apoi libertatea națională a românilor și, nu în ultimul rând, abolirea iobăciei, nu? Situația grea în care se aflau românii, cea mai mare parte a lor, nu țăranii din Transilvania. Mai mult decât atât, liderii români, elita românească pune și în practică ideea asta pentru că încep să organizeze în toamna 1848 și 49 Transilvania ca o țară românească. Cu administrație, cu prefecți, cu tribuni, evident, vremurile erau tuburi, n-au putut să facă asta, să zicem, în îndeplinătate. În primul rând, din cauza opoziției revoluționarilor maghiari. Cert e că în zona munților Apuseni, nu? Sub Avram Iancu, și pe tot culoarul ăsta ce vine din Apuseni, pe Valea Împoiului, inclusiv cetatea Alba Iulia, românii au reușit să-și mențină o țară românească, să o mențină liberă, până când Revoluția se încheie în 1949. Despre aceste lupte dintre românii din zona Apusenilor și până spre Alba Iulia, din zona Cricăului, vorbește Iudita Secula în carte, Iudita Secula Truța în carte, nu? Au loc bătălii începând din octombrie, părintele a și pomenit bătălia de la Cricău, până apoi chiar în iulie 1849, nu? Între honvezii maghiari și trupele lui Avram Iancu, care se dovedesc până la final a fi victorioase, nu au fost înfrânte de către revoluționarii maghiari. Revoluția merge mai departe, odată cu intrarea trupelor rusești, chemate în ajutor de către austrieci, trupele rusești care înfrâng Revoluția Maghiară, nu? Care se încheie în august 1849 la Siria, lângă Arad. Și evident, cu asta se încheie povestea revoluționară și povestea oamenilor care au participat la această revoluție. Nu? În oastea lui Avram Iancu erau peste 25.000 de români, iar în războiul civil, nu? În războiul dintre revoluționarii maghiari și români, au murit în acele luni, în acei ani, mai bine de 40.000 de oameni. Despre aceștia vorbește Iudita Secula Truța, ea și asumă o datorie a mărturisirii, a aducerii aminte, nu? A celor care s-au jertfit, mai ales că ea cunoaște prin intermediul tatălui, nu? Iar repovestește, de fapt, ceea ce tatăl i-a povestit părintele Petru Truța, nu? Marile personalități care au călcat pragul casei și care au fost aici în Crăcău, o întreagă elită revoluționară, Avram Iancu, papiul Ilarian, Bărnuțiu, Bariți, cu toți au fost în Crăcău și despre aceștia vorbește Iudita Secula Truța. Cartea apare, așa cum a spus și părintele, la finalul secolului XIX, în 1899, ea apare la București, sub patronajul casei regale, și prin asta Iudita Secula a urmărit două mari idei, două mari scopuri. În primul rând, să aducă mărturia românilor ardeleni, nu către cei din regat, către frații din regat, că și ardelenii au luptat la Revoluție, nu? Și au luptat pentru națiunea română, dar mai ales să transmită un impuls, un imbold către românii din Ardeal, către ardeleni să continue lupta, nu? Să continue lupta națională care apoi se va împlini la 1 decembrie 1918, joată cu unirea Transilvaniei cu România. Vă mulțumesc!